Oh, 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 Andrei! Ce? Andrei! Ce ai, Fede? A luat asta, mă, și sperie, ești nebun! What? Ce? Păi vezi că acum s-a oprit? S-a oprit! Bro, s-a oprit! Bravo! What the fuck? Apropie-te de acel dispozitiv. În 3, 2, 1. Nu cred. No way. No way asta. Ce faci, frate? Da, mă, nu mă pup apă cură, te rog. Andreiule! Ia uite ce avem aici. Echipa misterelor. Cei trei mușchetari. Loganu Golanu. Oh, să avem un drum lung până la Creu, mă, să vedem ce se întâmplă pe drum. Da, guys, bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi o să fim alături de Uzi Norris și o să mergem la Craiova să filmăm ceva horror, cică. Eu sunt behind the scenes, ceva de genul, vedem ce iese din acest vlog. Nu uitați de like și subscribe. Hai să vedem ce se întâmplă. Uite așa luminițe avem aici la picioare în Logan. Băi, de bună mă! Stradă, Constanța, Craiova. Mergem la consum, cică, Uzi. Am o primit. Să tragă mai tare, mă! Doamne, știi să ajunge cu bine, să fie bine. Avem 130, simte Loganul ăsta foarte instant. Uite-mă în avion aici! Uite-te în față! Da! Decolăm! A few moments later. Ce-ai făcut, mă? Ce se aude? Știu, se... Bă, are ceva sunet foarte prost motorul și nu vrea să mai accelereze. A crescut foarte, foarte mult apa. Bro. O lăsăm un pic să răcească. I-ai dat să iei rufușul. Bine, mă, pricep la mașină. Ai încins-o un pic. M-am bățit în viața mea, ești prost? Dacă rămânem aici. N-ai treabă, că mergi mașină. Dar mai că ai încins-o un pic, uite acolo e apă. Bro, dar e mașină. I-ai dat prea tare pe autostradă. Da, doamne, iartă-mă, înseamnă că are probleme motorul. Da, suntem undeva la jumătatea drumului. Bro, tu știi ce tremur, jur. Tu știi ce tremur? Nu mai râde ca prost, te rog, e frumos. Ți-am zis că n-ai treabă, doar s-a încins un pic mai rău decât trebuia și ți-am zis că... Te rog, Uzi, oprește că fac pe mine! Băi, face semnul ăsta să uite se dea la drumul! Băi, uite drumul! Ascultă-mă, i-aș face semnul ăsta să se dea la o parte de aia că e așteaptă de 30 de kilometri să se ducă la baie. Bă, bune, gen, nu zic chestia asta pe un loc, dar chiar mă c*** pe mine. Știți că eu... Mamă, gata. Ia. Gata. Oprești? Gata. Oprește! Nu revin, mă duc la baie. Să tragi tu frâna de mână, că nu mai pot, da? Trage frâna. Deschide ușa! Frâna. Gata. Drumul expres spre Craiova n-are niciun fel de popas, cred că vreo 30 de kilometri. Și de asta băieții nu prea așa. Da, nu mai avem mult. 18 minute până ajungem. Da, deci o să mergem să mâncăm și noi un burger înainte, că ne-i foame. Și după aceea mergem să filmăm. Mamă, ce dă-i, frate, că e roșu în față, nu te grăbești. Un mic update, suntem acum în drum spre grădinița abandonată. Suntem cu Norris aici în spate și cu Uzi la volan. Păi e destul de calm aici în Craiova, adică nu... Da, sunt curios cum o să arate grădinița aia. Să facem și acest metod. Camerele sunt aici, bun, putem să-i dăm. Deci cable, spirit box, MF. În principiu nu. Aici se jucau copiii înainte? Practic aici se jucau copiii mici înainte. Uite-te cum arată asta, dă-te încolo de aici. Din ce anii asta? Se pare că undeva prin 90, 80, pe acolo. Deci vă dați seama că aici practic se jucau copii când erau mici? Să-mi băg picioca. Dar zici că e școală, frate, ce grădință e asta? Bro, nu știu dacă o să fie ok să intrăm. Intrăm? Bă, ai grijă. Era să mă lovesc, jos. Ai grijă, te rog eu mult, ai grijă. Uite, desenele, vezi că e la grădiniță. Vai, e foarte strâmt locul aici. Uite-vă că, efectiv, lucrurile astea nu s-au mai mișcat de atâta timp. Dacă se află cineva în camera asta, te poți apropia de dispozitiv? Nu vrem să-ți facem rău. Apropie-te de dispozitiv. Doar detectează că ești aici. Nu are ce să ți se întâmple rău. Nimic. Bro, dar cât de mare e? Bro. Oh my gosh. Hai, Andrei, cu tupiu. Mă, sigur și eu.
Cine ai pe asta? Ce n-ai, băi, chestia asta? A, uite, de ventilație. Bă, dar noi aveam așa de odări. Bă, ce? Bă, ce s-a auzit? Bro! Bă! Bro, încearcă să ne sperie. Eu cred că vreau să ne sperie. Bă, termina! Eu ești ultimul, vă spun clar. Deschide-mă ușa aia. Nu deschid. Bă, Andrei, deschide-mă. Deschide tu, Andrei. Doar trage de agent. What? Andrei! Ce ai, Fere? A luat o razna, bă! Mă, și sperie, ești nebun! Bă, nu-l razna! Vere! Bro, a început aparatul să ia razna, vezi? Doamne, ce m-ai speriat! Bro! Bro, da, clar, e, nu e camera noastră! What? Ce? Păi vezi că acum s-a oprit? S-a oprit! Bro, s-a oprit! Bro! What the fuck? Bă, Savi! Bă, Savi, ești retardat? Bă, dar asta până acum făcea zgomot și acum da, s-a oprit! Da, și acum tu te-ai întors tu! Ok, deci în camera asta e clar activitate. Tavi, știi să faci acest metod? Ai vrea să încerci? Hai că încerc. Gen, pur și simplu, stai așa și noi te întrebăm practic pe tine. Zicem, bă, ce s-a luat aici? Și tu o să, tu ce auzi acolo, ne spui nouă. Ok. Ah. Da? Încercăm acest metod? Da, haide. Haide. Activezi și ăla de temperatură, dar dacă activezi ăla de temperatură, trebuie să rămână cu el așa. Dar puțin doar și... Tot aud, nu înțeleg, muzicuță de copii. Un fel de... Taci. Bro, ai suri rugat, chiar aud asta. Înainte să începem, vrem să știm dacă se află un suflet de copil aici. Da. Bro. Nu are cum să ne audă, are alea date la maxim. Să mor eu. Ia să vorbește mai încet un pic. Dacă se află un suflet de copil aici, vreau. Ok. Deja devine creepy. Ok, what the fuck? Mai ești lângă noi? Da. Ce-a zis? A zis da. Nu, am înțeles, nu. A zis da. Ce fă? Oh, ok. Gata, calm. Da? Calm. Ok. Care este numele tău? Ne poți spune numele tău? Băi, și... Bro, aia, bro. Calmați-vă. Eu cred că ne aude. Păi asta cred și eu că ne aude. Eu cred că ne aude. Okay. O să încerc eu să fiu și eu chiar fac pe bune, nu știu. Dar vrei tu? Da, și fac pe bune. Ok, schimbă? Da. Ok, hai. Da-mi. Gata, vreste. Dăm switch acum. Trebuie să încerce și Andriro. Bagă-ți-le bine, da? Da. Deci orice auzi, chit că noi nu întrebăm nimic, tu ce auzi acolo, chit că nu înțelegi ce zici. Să nu vorbiți prea tare, nu știu. Da, nu vorbim prea tare. Se află cineva cu noi, alături de noi, aici? Noi suntem toți aici ca să te ajutăm. Ok? Nu. No. Wow, nu vrea să-l ajutăm. Pare să fie ceva, nu am voie să zic, dar știți la ce mă refer, nu? Vrei să plecăm de aici? Eu ce? Da. Wow, a zis da. Și s-a aprins ăla, da? Plecăm. Nu plecăm. Nu plecăm. Stai, stop. Copii. Ce fac copii? Costin? Prostie a zis. Prostie? Am zis, ai întrebat tu ce fac copii și i-a zis prostii. Îți este frică să te apropii de acel dispozitiv? Da. Și Andrei nu glumește. Apropie-te de acel dispozitiv. În 3, 2, 1. Nu cred. No way. No way asta. Da, asta chiar... Nu e posibil așa ceva. De asta n-ai cum să o fecuiești. Foarte bine, mulțumim foarte mult. Pleacă-mă că pe asta chiar n-avei cum să o fecuiești. Așa, măi, îl sperii. Scuze. Se află o entitate rea aici? Asta e de rău. Ok, calm. Înainte de a pleca, nu ai voie să ne urmărești. Stai, calmează-te. Okay. Îi sperii. Ok, dă-ți aia jos. Dă-ți aia jos. Gata. Bro, nu ai habar. Tot ce ai spus a avut logică. L-am chemat lângă tine, a început să se ia razna rău de tot. Cam asta a fost aventura? Ce? Ascultă-mă, leacă.
Băi, Norris. Da. Cum de s-a aprins aia? Băi, deci catball-ul ăla chiar s-a aprins pe bune. La modul cel mai serios că s-a aprins. Nu se mai este localul misterilor. Ce, mă? Nu se mai este localul misterilor, ce mi-a aruncat. Bă, ce face, mă? Ce merge cu spatele? Ușa. Bă, bă, bă! Un metri. Te-ai dus. M-am dus. Ești prost. Cred că l-ai zgâriat puțin pe Logan. Nu, nu l-am zgâriat. Oh my god, bro, nu mai râde! Nu mai râde, dacă fac aici accident, noi murim, ești prost? Nu înțeleg ce s-a întâmplat acolo și chiar nu înțeleg deloc, nu înțeleg ce s-a întâmplat acolo. La un moment dat, s-a auzit ceva jos. Nu înțeleg ce a fost aia. Deci habar nu am ce a fost aia, ceva a fost jos acolo. Aveai aia pusă pe cap, da? S-a auzit și jos cât timp era mea acolo? S-a mai auzit odată jos, cât timp erai tu aia pe cap. Poate mai facem și alte episoade, dacă văd acolo sunt multe susținere din partea voastră. Eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare. Vă pup, ceau!